Salutare la încă un episod din Mad Max. Hai să vedem ce ne mai cere... Mereu uit cum o cheamă. God Gash. Trebuie lui ceva. Dar cu siguranță nu o să mai fac misiuni de-astea în care trebuie să adun diferite bucăți și să le... să-i fac lui pe aici ferme de vierbi sau mai știu ce. Mi apare lăcățelul ăla deasupra capului și nu înțeleg de ce. Uite, și canistra asta aici trebuie făcută. Dar nu o să mai fac acum, va pula. E, hold a start mission. Dismantle a camping Good Gash territory. Ok. Still got a lot to prove, boy. Trebuie să distrugem o bază a dinamicilor, nu știu dacă pot numi așa. Și ia să vedem. Avem, deci ăsta e teritoriul lui. Ăsta de aici. Și trebuie să distrugem o bază. Și avem bază aici. Asta e 4 stele. 4 crani, pardon. Destul de grea, difficulty. Asta tot 4. Asta 3. Și cred că o facem pe asta pentru început. Suntem aproape și de grifa. Și ne putem face câteva upgrade-uri. Și întâi mergem la el, ne facem upgrade-uri, apoi mergem să distrugem baza. Și hai să ne setăm GPS-ul. Cocoșatule, hai să mergem. I think the profane camps of the Scrotus Hordes should be destroyed. De ce l-au numit pe Scrotus, Scrotus. Probabil că are coie. E coios, bă. Probabil, nu mai îl știe. Și tasul, și măsa. Și nașul. I'm leaving for a while. Something I gotta do. I don't care where you're going. No, we got all the time in the world. All the time to build this megalicious godhead of a machine. Just, oh. Deci e cel frumos. Se vede mușcar mare. Ce mă supără vocile alea. Ce-ai pentru mine? Ai ceva pentru mine? Why must a vehicle be so important? Allies are a powerful aid. Even a dog can be a lifesaver. You focus your loyalty on a dead thing. I can drive a car. I'll cross the plains with silence in a car. People, get in my way. Do you trust the car? More than any man. We have a long way to walk. Let's look deeper. Șapte bucăți. Asta înseamnă că... Increase max ability to remain in fury mode longer. Nu mă interesează, mă interesează muniția, să găsim muniție. Multă. Gazul să ne țină mai mult. Increase to require more scrap when looting. Maxim.
ce asta. Hai să folosim unul ca să ne crească un nivel. Increase max ability to take more damage by increasing maximum health. Să găsim apă. Și... increase max ability to use a melee weapon longer before it breaks. Apă. Mâncarea e mai greu de găsit. E, confirm. Uite, și ne-a mai dat 5 bucăți. Gata. Și uite, ne apare pe hartă unde putem găsi apă. Am ales să aleg apă pentru că e mai ușor de găsit decât mâncarea. Bine, în jocul ăsta. Nu știu ce s-ar întâmpla în caz de apocalipsă. Care ar fi mai ușor de găsit? Cred că tot apă. Până la urmă, cine a făcut jocul a gândit chestia asta. Așa, și acum, hai să mergem la baza aia pe care o aveam de distrus. Asta. Să mă întorc acolo. Tot labirintul ăsta. Trebuie să mă întorc aici. GPS-ul, pe dracu. Va
aș da, frate, cu cea mai mare plăcere apă, dar nu am, n-am pic, n-am strop. Și așa, ultima oară nu m-ați ajutat. Keep an eye on the car. Aye, aye! I will defend her with my life! Nu avem benzina, așa că o să punem puțină benzină dacă toți suntem aici. Avem jumătate rezervorul. Așa. După asta o luăm cu noi. Acolo mai era ceva de luat? Benzină și... cam atât. Să mai cânti muzică de război. Trebuie să mergem pe scara aia. Dar înainte, care sunt obiectivele misiunii? Transfer tanks 0 din 6. Deci sunt 6 de astea. History Relic 1, Insignia 2, Scrap 1 din 9. Avem ceva de mult aici.
Avem de muncă pe bune. Hai să mâncăm ceva. Așa. Nobody home? Doar ăștia au fost? N-au fost ăștia, uite ce e pe hartă, mai sunt vreo 3 cel puțin. Ok. 367. Aici sunteți, a? Apa. Înainte de toate apa. Că nu mai avem deloc. Bună. De cât deloc? Am luat și pentru o poză am venit aici. Vieri? Ce dracu să ne-am? Am benzina. Să arunc în aer transfer tank-ul. O să văd dacă îl găsesc pe aici. Benzina și blanțe. One shotgun shell. Păcat. Una din două. Benzină. Intense motherfucker, aren't you? Încarcă. Bun. Revenim. Le rămăsese. Adineori am vrut să trag într-o canistră de-asta. Dar... n-a bătut pușca până acolo. Warcrier eliminated.
sunt cam multe canistere de benzină și avem pe acolo de dus și pe aici de dus. Și aici. Hai să vedem ce e sus. Da. Iar mă, de ce o arunci? Ce mă? Așa, că nu e așa. Aici n-a mai fost un? Pare cunoscută zona. Da, a mai fost. Și acum, hai în dreapta. Scraps găsite. Oh. Ah, pe aici putem să cădem și nu ne mai putem urca. Două bucăți, super tare. Și pentru siguranță o să iau o canistră de asta după mine, pentru că nu știu ce mă așteaptă și vreau să fiu pregătit. Transfer tanks. Să meargă când am văzut că nu am aruncat-o destul de sus. Și aici ce se întâmplă? Hold brake. Patru din șase. Așa, astea sunt canistrele, mă, da. Și așa mă gândeam. Unde or fi 5 din 6 și mai trebuie una. Care e, frate? Nu mai știu. De fapt nu mai știu, nu știu care e. E posibil să fie trecut pe lângă. Să fie astea. Dar n-apare nimic deasupra lor. Totuși, hai să încercăm. Poate asta sunt. Da, mă. Rooknest. Chupacabra. Yeah, who's the shit? Who's the shit? Completion. 100% new upgrades unlocked in the garage. Ah, și acum mi-a deblocat fac ăștia aici. S-au apucat deja de lucrat, gata. Ne mutăm, a? Repede vă mutați, mă, copii. Bun, așa. Avem benzină în spate? Avem. Plinul e făcut, din câte mi-amintesc. Cam asta a fost misiunea. Hai să mergem înapoi la... Something is here, Martin. Taci, mă, paranoicule. La Gut Gash. Gut Gash. Să vedem ce misiune mai are pentru noi. Iupi! No fast travel. No, hai să mergem puțin. O
secundă că mi-am zis ceva de garaj. Oh, oh, avem upgrade-uri ca lumea de tot aici. La roți, la motor, și asta înseamnă accelerația mai mare, handling-ul mai mic, bineînțeles. Și ne costă 300, rămânem cu 171. Scut. Accelerația nema, dar e defensul mai mare. Așa, roțile știm ce face, handling, suspension, tot handling. Cât e asta? 200. Și la max. Da. Nu. Asta cât e? 125. Jacket armor. Ia să-i dăm un review. Da, clasic, un Mad Max. Dar nu avem bani de aia. Și hainele sunt scumpe, stai puțin, am ieșit din greșeală. Rămânem la garaj. Să vedem, îi luăm scurt la mașina. Că avem nevoie de așa ceva. Ați văzut că ne întâlnim cu tot felul de tembeli. Și cu 100, ce mai fac eu cu ăștia, nu mai am. 300 spikes, rims, feather, 200. Ah, fuck. Hood ornament nu mă interesează, nu, nu, nu. Body color, nici măcar. 300, fuck, cât de scumpe sunt. 200. Departe e Griffon. Nu e departe, e foarte aproape. Și o să mergem să mai facem update-uri la L. Am impresia că mai avem 5 sau 7, nu mai știu exact. Am impresia că 7 sau 5, vedem. Și 7 sau 5 e un număr. Poate mai facem unul acum că îi dăm apul ăsta. The Guardian stands ready to honk and holler. Yeah. I give you. Ne-a băut o toată. I remember this. Nici asta nu vedea nimic. M-am lăsat. Direct simplu. De ce ar trebui volantelor, nu vezi? Nu prea vede. Se schimbă culoarea când ajungem în dreptul lui. Hai mă, ce mai ai de zis? Your fear is the hardest one to overcome, for you fear only yourself. Let our work commence. 4, nici 5, nici... Și până nu le facem pe toate, cred că nu putem trece la următorul nivel la unele dintre ele. Deci până la urmă, mâncarea nu mă interesează, apa văd că... Nu prea găsesc, sau găsesc de multă apă. To deliver more damage when using a melee weapon.
Și asta înseamnă că, și asta? To remain more in fury mode longer. Una, două. Una, două. Atât. Foarte frumos. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Cred că am apăsat mai multe butoane deodată și nu-i place. Nu-i place când apeși mai multe butoane deodată. Hai să mergem direct fast travel. Și cam asta a fost și episodul de astăzi. Hai să vedem ce ne dă, ce misiune ne dă Gutgash pentru următorul episod. Că... You wanna get out there and do what you said you do? Yeah, I wanna get out of there. And do what I said. You should have spot the twinkle in the apple. He's a sight. Yeah, that's the way. Good guess. So, killer. Little Count Carburetor says you need to bust through the jaw. I'm going to Gastown. Sure you are. Now me, I know a lot about Gastown and the jaw. I trade goods in and out of there all the time. You want something? Say it. Ain't no sweet talking you, is there? All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. And Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this talon. By force, I reckon. And you and I are square? Yeah. Then we be square. Come on, stay. See you next time. Ciao.